17. Valea cu zăpadă neagră Capitanul Smith avusese surprinzător de puține obiecții la ideea unei ieșiri din nava a pasagerilor. Era de acord că e absurd să bați o cale atât de lungă până aici fără a pune piciorul pe cometă. Nu o să aveți probleme dacă o să respectați instrucțiunile, zise el cu ocazia inevitabilului instructaj. Iar dacă n-ați mai avut niciodată până acum de a face cu costume spațiale și cred că doar comandantul Greenberg și doctorul Floyd au mai avut această experiență, ele sunt destul de confortabile și complet automate. Nu o să trebuiască să vă bateți capul cu vreun control sau reglaj odată ce ați fost supuși controlului din ecluza pneumatică. O regulă absolută. Doar doi dintre dumneavoastră pot ieși în exterior în același timp. Bineînțeles, o să aveți o escortă personală legată de dumneavoastră prin 5 metri de coardă, cu toate că poate ajunge până la 20 dacă e nevoie. În plus, amândoi veți fi racordați la cele două cabluri de ghidaj pe care le-am întins în toată valea. Regula drumului e aceeași ca și pe pământ. Țineți dreapta. Dacă vreți să depășiți pe cineva, trebuie doar să vă desfaceți carabiniera. Dar unul dintre cei doi trebuie să rămână tot timpul legat de coardă. În felul ăsta nu există riscul de a pluti prin spațiu. Sunt întrebări? Cât timp putem sta afară? Cât vreți dumneavoastră, domnișoară, în bala? Dar eu vă sfătuiesc să vă întoarceți de îndată ce ați simțit fie și cea mai mică jenă. Bănuiesc că o oră ar fi timpul cel mai potrivit pentru prima ieșire, deși ar putea părea doar 10 minute. Capitanul Smith estimase corect. Când Heywood Floyd își consultă ecranul care marca scurgerea timpului, se păru că e imposibil să fi trecut deja 40 de minute. Și totuși n-ar fi trebuit să fie atât de surprinzător din moment ce nava se afla deja la mai bine de un kilometru în urmă. Având în vedere că e cel mai bătrân pasager după aprecierea vasi unanimă, îi se oferise posibilitatea de a ieși primul din navă. Și navul se sedea ales. Du-te cu Iva, Chicotii Mihailovici. Cum poți să mai stai pe gânduri? Apoi adăugă zâmbind nerușinat. Chiar dacă scârboasele astea de costume nu o să-ți permită să faci în exterior chiar tot ce ți-ar trece prin cap. Iva acceptase fără vreo ezitare, dar și fără entuziasm. Chestia asta tipică gândi Floyd. N-ar fi chiar adevărat dacă am spune că era deziluzionat. La vârsta lui mai avea doar extrem de puține iluzii, dar era dezamăgit și mai degrabă de sine însuși decât de Iva. Ea era deasupra criticilor și a laudelor ca și Mona Lisa, cu care fusese deseori comparată. Comparația era bineînțeles ridicolă. La Gioconda era misterioasă, dar în niciun caz erotică. Puterea Evei stătea în combinația acestor două elemente cărora li se alătura inocența în bună măsură. După jumătate de secol, urmele acestor trei ingrediente erau încă vizibile, cel puțin din punctul de vedere al credinței. Ceea ce lipsea, după cum se strădui Floyd să recunoască, era personalitatea. Atunci când încerca să se concentreze la ea, singurul lucru pe care îl putea vizualiza erau rolurile în care jucase. Cu părere de rău i-ar fi dat dreptate criticului care afirmase odată. Iva Merlin este reflectarea dorințelor fiecărui bărbat, dar o oglindă n-are caracter. Iar acum această unică și misterioasă creatură plutea lângă el peste solul cometei lui Halley, în timp ce înaintau însoțiți de un ghid de-a lungul cablurilor duble întinse în valea cu zăpadă neagră. Acest nume era dat de el. Era mândru ca un copil de el, cu toate că nu va apărea vreodată pe vreo hartă. Nu existau hărți ale unei lumi unde geografia era la fel de efemeră ca și vremea pe pământ. Savura faptul că știa că niciun alt ochi omenesc nu mai văzuse peisajul înaintea lui și nici nu va mai face vreodată. Pe Marte sau pe Lună câteodată puteai să te prefaci că te afli pe Pământ, cu un mic efort de imaginație și dacă nu dădeai atenție cerului străin. Acest lucru era imposibil aici, din pricina că sculpturile de zăpadă, într-un echilibru precar, dovedeau doar în mică măsură că fac concesii gravitației. Trebuia să privești cu mare atenție în jur ca să-ți dai seama care e susul și care e josul. Valea cu zăpadă neagră era neobișnuită, din pricina faptului că avea o structură solidă. Un recif pietros încastrat între mormane de zăpadă normală și de hidrocarbon. Geologii nu căzuseră încă de acord de asupra originii ei, unii susținând că făcea parte dintr-un asteroid care întâlnise cometa cu multă vreme în trecut. Forajele dăduseră la iveală un amestec complex de compuși organici, cum ar fi, de exemplu, gudronul înghețat, deși era lucru sigur că producerea lor era complet străină de vreun organism viu. Zăpada care topea solul micuței văi nu era complet neagră. Când Floyd o lumină cu lanterna, strălucea și sclipea ca și cum ar fi fost presărată cu un milion de diamante microscopice. Se întreba dacă existau cumva diamante pe halei deoarece carbon era din belșug. Dar la fel de sigur era faptul că temperaturile și presiunile necesare spre a le crea nu existaseră niciodată pe aceste locuri. Împins de un impuls neașteptat, Floyd se aplecă și adună doi pumni de zăpadă. Trebuia să se împingă cu picioarele în coarda de siguranță pentru a reuși această mișcare și a avut o viziune comică despre el însuși. A idoma unui artist de circ care merge pe o frânghie, dar cu capul în jos. Fragila crustă nu opuse practic nicio rezistență în momentul în care pătrunse cu capul și umerii în ea, apoi trase ușor de coardă și se ridică cu pumnul plin de zăpadă. În timp ce făcea cocoloș în palmă masa cristalină și pufoasa ar fi vrut să aibă posibilitatea de a o simți prin mânuși. Stătea acolo neagră ca abanosul și totuși aruncând sclipiri fugare când o întorcea de pe o parte pe alta. Și dintr-o dată în închipuirea sa a devenit de cea mai pură culoare albă. Iar el era din nou un băiețel pe terenul de joacă din tinerețe înconjurat de fantomele copilăriei. Auzea strigătele tovarășilor săi de joacă amenințându-l în glumă cu proiectilele lor de zăpadă imaculată. Amintirea era scurtă, dar copleșitoare, pentru că aducea cu sine o extraordinară senzație de tristețe. De-a lungul unui veac nu-și mai putea aduce aminte nici măcar de unul dintre acești prieteni fantomatici care îl înconjurau și totuși știa că o dinioară ținuse la unii din ei. Ochii îi se umplură de lacrimi, iar degetele îi se încleștară pe bulgărele de zăpadă străină. Apoi viziunea dispăru. Era din nou cel de acum. Nu era un moment de tristețe, ci de triumf. Dumnezeu le strigă Heiut Floyd, iar cuvintele reverberară în strâmtul universal al costumului său spațial. Stau pe cometa lui Halley, ce i fi vrând mai mult? Dacă în clipa asta mă lovește un meteor, nu o să-mi pară rău. Își înălță brațele și a zvârli bulgărele de zăpadă către stele. Era atât de mic și atât de întunecat la culoare încât dispărua aproape pe dată, dar el continua să se uite la cer. Apoi, deodată pe neașteptate, apăru într-o bruscă explozie de lumină în timp ce urca spre razele ascunse ale soarelui. Cu toate că era negru precum funinginea, reflecta suficient din această lucire orbitoare spre a se contura cu ușurință pe cerul ușor luminos. Floyd îl urmări până când dispăru complet. Poate datorită evaporării, poate fiindcă se micșorase din pricina depărtării. Nu va rezista mult în violentul torent de radiație de deasupra. Dar câți oameni se puteau mândri că au creat o cometă proprie?